Suntem alături de Ionuț Pucă și Cătălin Moroșanu, oaspetele tău, Ionuț, de astăzi. Cătălin Moroșanu și Ionuț Pucă, la sală, știi? Exact. Cum ar fi orice combinație. Este cum a fost drumul, Cătălin? Drumul către Craiova sau drumul către succes? Care nu, tot timpul a venit în Craiova, am fost primit în Craiova cu brațele deschise, mai ales că avem o colaborare foarte bună cu Ionuț Pucă și tot timpul a fost alături de promoția de Mind Fighting Show, face parte din stafful nostru și mă bucur foarte mult că văd o sală așa de frumoasă, cred că una dintre cele mai frumoase săli pe care le-am văzut până acum. Și mă bucur din suflet că pentru ceea ce faci tu, Ionuț, creezi caractere, crești viitor campion în României și asta este foarte important. Să investești în sport, să-i duci pe copii și asta e un lucru foarte bun. Lângă relația pe care o avem și faptul că muncesc împreună în DFS, intenția mea a fost ca Cătălin să fie prezent pentru că este simbolul, nu vreau să lezez pe alții, știi? Dar e un simbol de umanitate în România și de educație pentru acești copii minunați. Scopul nostru este să-i ducem cât mai sus, nu neapărat către sport, ci către o realizare în viață. Și atunci, din punctul meu de vedere, Cătălin este unul din oamenii care poate să facă acest lucru. Poate să fie un model. Pentru noi modele erau Balaci, Țicleanu pe vremuri, așa cum Cătălin este astăzi pentru acești copii. Cătălin, One Sport Project, cum o sună ție? Pentru că în Craiova e unic. E un proiect în care părinții vin alături de copii. Cum vezi tu acest proiect? Să-l informez puțin, în cadrul proiectului acesta am demarat un segment în care muncim pe zona de autoapărare familiei. În fiecare sâmbătă am inițiat proiectul ăsta, copiii și părinții vin să facă mișcare împreună. Și presa în general, discutam și cu Loredana de la Antena, mi s-a părut extraordinară ideea, știi? Că părinții reușesc să-și facă timp, să petreacă timp efectiv cu copiii în condițiile de astăzi, unde totul e așa într-un... Mie mi se pare extraordinar ce vrea să facă Ionuț. Să știți că în ciuda faptului că kickboxing-ul este un sport de violență, în același timp încurajează să fii fair play față de oamenii din jurul tău, față de oameni de pe stradă, față de colegii tăi de servici sau de școală și așa mai departe. Mi se pare extraordinar ceea ce face Ionuț și sper că acest proiect să aibă succes. Gândiți-vă că în momentul când un părinte vine copilul lui și vede ce face copilul lui în momentul de față, este mai liniștit. Pentru că tu te gândești, duci copilul să facă K1 și poate te gândești, dar oare ce-i face acolo? E în momentul când vine părintele efectiv și vede ce face copilul, este mândru. Și gândiți-vă că noi în Moldova avem o grupă de copii, exact cum ai și tu, și imaginați cum stau câte 10 părinți să vadă, vine maică sa și spune la mic, bă, de-i mai tare, bă, ce puteți și acasă? Tu dai seama că când îți intră în sânge sportul ăsta, automat vrei mai mult de la copilul tău și mă bucură foarte mult că se întâmplă lucrurile astea și mi se pare cea mai bună alegere să mergi pe One Project și să dea Dumnezeu să fie un succes. Mulțumesc frumos, trebuie să mărturisesc că o motivație în plus ești chiar tu ca persoană. Așa că încă de anul trecut gândeam lucrurile într-un format, iar faptul că ai inițiat genul acesta, munca ta de promotor și genul acesta de evenimente în țară a creat un nou val de emoție, de putere, astfel încât copiii aceștia au modele nu numai în tine, ci și în ceilalți sportivi, trăiesc cu sufletul la gură când urmăresc meciurile, exact ceea ce, revin la ce spuneam, exact ceea ce trăiam noi vis-a-vis de fotbal, că era un fenomen în Oltenia, când oamenii se adunau din toată țara, același lucru se întâmplă și astăzi. Cum vezi tu sportul craiovean? Pentru că ai lucrat, ai avut și o gală aici în Craiova. Cum vezi tu lucrurile? Cum se văd din afară, să spunem așa, Cătălin? Acum, sincer, tot timpul aici în Craiova am fost primit cu brațele deschise. Am avut și o gală de succes anul trecut. Sala polivalentă a fost plină și asta denotă faptul că craiovenii sunt consumatori de sport. Trebuie să ne gândim că, hai să ne gândim la Universitatea Craiova, băi, sunt atâția oameni care vin la un meci. Le place sportul, craiovenii sunt niște sporte împătimiți, de calitate, știu ce înseamnă sportul și chiar ne-am dorit foarte mult să găsim un campion aici.
în Craiova, să putem să promovăm la nivel mondial. Gândiți-vă că alături de sala lui Ionuț avem 12 săli Scorpios în toată România, avem promoția Diamond Fighting Show și cu siguranță dacă vom găsi un campion pe care putem să promovăm aici în Craiova, să dea bunul Dumnezeu să iasă în față și va reprezenta Oltenia și Craiova cu fruntea sus oriunde se duce lumea asta. Ai fost surprins de sală. Ce are special față de celelalte? Pentru că aveți foarte multe săli. Ai călătorit foarte mult și ai văzut. Ce are special această sală? Eu, din punctul meu de vedere, este o sală foarte modernă, aerisită, nu-i de aia underground, subsol. Mă bucur foarte mult. Cred că ai avut o investiție destul de mare aici, Ionuț, dar eu cred că cu timpul o să culegi foloasele. Eu cred că sala nu neapărat să arate într-un fel. Inima, sufletul care se pune în sală, asta diferențiază de orice. Și cred că aici, în această sală, se pune suflet și eu nu spun în suflet în chestia asta. Deja a adus foarte mulți sportivi cunoscuți care să facă antrenamente cu copiii respectivi. Și eu zic că inima și sufletul pe care pui într-o sală, asta contează cel mai mult. Vei face și tu un antrenament pe viitor cu copiii? Băi, știi că chiar cu maestru, nu sunt un om al antrenamentului, nu sunt făcut să fiu antrenor. Mă enervez foarte repede, încep să țin urla ăla, îl înjur la un moment dat. Nu am calitatea de a fi antrenor, trebuie să ai răbdare, trebuie să-l înțelegi, trebuie să fii empatic cu fiecare copil în parte. Nu sunt empatic. Așa că cred că o să merg foarte mult pe calea promotingului și voi merge cât se poate de sus. Următoarea ta gală promovată de tine, unde va avea loc? Următoarea gală va fi pe 21 noiembrie în orașul meu natal, în Iași. Îl avem și pe Iancu, care e veanul vostru, Tănculețul, cum îi spune lumea. Se va lupta în această gală și sperăm să câștige meciul pe care îl va avea. Și din acest moment, haideți să dăm la treabă, haideți să facem performanță, haideți să fim cei mai buni. Încă o întrebare. Ce îi spune unui copil care vrea să se apuce de sport? Nu neapărat de MMA sau kickbox, de sport în general. Eu ce pot să-i spun copilului? Un singur lucru. Dacă vrei să ajungi mare și la propriu și la figurat, fă sport. Te faci un om puternic și așa ai să reușești în societate, să aduci vârfuri și să fii cât mai sus. Și părintelui, de ce să-și aducă copilul la sport? Pentru că în momentul când un părinte își aduce copilul să facă sport, copilul știe să asculte de sensei, de maestru și tot timpul va asculta de părinți acasă. Nu va fi obraznic. Știe ce înseamnă disciplină de la o vârstă foarte fragedă. Așa că sportul ajută pe copil să primească o educație cât se poate de strictă și așa putem să-l creștem și să ajungă un om de calitate. Mulțumesc mult de tot!